Bun venit la podcastul Afacerea mea creativă. Acesta este locul în care împărtășim povești de viață, artă și business. Dragi creativi, bun venit la un nou episod al podcastului Afacerea mea creativă. Eu sunt gazda voastră, numele meu este Andreea, de la andreailustration.ro. Iar astăzi am invitata care a fost nominalizată de cele mai multe ori în formularul de nominalizează un antreprenor pe care îl avem la noi pe site. Este vorba despre Alexia Udriște, ilustrator, care a împărtășit cu noi o mulțime de lucruri din culise, din viața și afacerea ei. Să fiu sinceră cu voi, am avut emoții înainte de această înregistrare, deși uitați, suntem la episodul 24 al podcastului, pentru că o urmăresc și o admir pe Alexia de foarte mult timp din online și, cum vă spuneam și în trecut, mă bucur că podcastul mi-a oferit această oportunitate extraordinară de a sta la povești cu ea. Sper să vă bucurați de acest episod și așteptăm cu drag părerile și comentariile voastre, atât pe Instagram, cât și pe YouTube și pe Spotify. Bun venit, Alexia! Mă bucur foarte mult că ești alături de noi în acest episod și hai să începem cu o mică introducere. Spune-ne câteva lucruri despre tine și cine este în spatele brandului tău. Bine v-am găsit! Sunt Alexia Udriște și sunt ilustrator. În general, cam așa mă recomand peste tot. Povestea brandului meu nu este foarte complicată, fiindcă acum 10 ani, când nu prea erau oameni de ilustrație pe social media cu comunități, lucrurile au pornit destul de organic. Nu am avut niciun plan, ca să zic așa. Și e un brand, să-i zic, care s-a format în timp, cu foarte mult ajutor din partea comunității. Urmează să te întreb și despre comunitatea frumoasă pe care ai creat-o, Însă hai să începem cu partea de ilustrație. Când ai început tu să desenezi sau când ți-ai dat seama că e ceva ce ți-ar plăcea să faci ca și carieră? Cred că am trecut prin toate etapele de mama vreau să mă fac arhitect, mama vreau să mă fac designer vestimentar, mama vreau să decorez camere. Cred că desenul a fost întotdeauna parte din ceea ce vreau să fac, dar m-am speriat foarte tare când ai mei mi-au pus în față opțiunea unui liceu de litere foarte... de top din orașul în care locuiam și mi-am spus că eu vreau să dau la arte și ăla o să fie drumul meu. M-am pregătit pentru liceul de arte din Craiova, iar la terminarea lui nu prea știam încotro să o iau. Voiam să transform ce fac într-o meserie, așa că ilustrația a venit de la sine în momentul respectiv. Nu știam nici dacă vreau să dau la un arte, nu știam ce să fac cu viața mea, așa că mi-am canalizat toate energiile acolo. Și a fost de bun augur. Da, mi se pare interesant că se așteaptă de la noi, la 18 ani, după ce termină liceul, să știm ce vrem să facem, să zicem așa, clar, vreau să merg în direcția asta, pe când uneori ne putem dezvolta în foarte multe direcții, dar totuși uite că tu știai cumva. Sincer, știam mai degrabă că nu știu ce altceva să fac cu viața mea. Era singurul lucru pe care îl învățasem. Impropriu spus că nu învățasem să fac ilustrații, doar desenam ca fetiere, dar știam să desenez și era un punct de plecare. Am avut, să zic, avantajul de a lua decizii flexibile pentru că de pe la 15-16 ani lucram deja și aveam un venit, așa că nu stăteam cumva pe banii părinților ca să depind de presiunea asta pe care o aduc ei în ecuație. Și... planul era să-mi iau un an de pauză în care să mă gândesc încotro vreau să o iau. Opțiunile mele erau ori facultatea de antropologie, ori un arte design industrial. Și anul ăla de pauză a venit cu primul meu job din industrie și de acolo lucrurile au pornit pur și simplu. Efectiv, am transformat singurul lucru pe care știam să-l fac într-un job. Mai ții minte primul proiect pe care l-ai luat sau prima ilustrație pe care ai vândut-o? Prima ilustrație pe care am vândut-o o țin minte, dar primul proiect pe care l-am luat n-o să luăm niciodată, fiindcă am crezut că e un scam. Am primit un mesaj pe Facebook de la un băiat care îmi spunea că Teatrul Ion Creangă din București își caută ilustrator pentru o piesă de teatru. O piesă foarte faină și să ne întâlnim să povestim. Iar eu eram convinsă că e un scam, eram, nu se poate, adică ce... Da, ei bine, două săptămâni mai târziu eram în culisele teatrului la repetiții și vedeam costumele și a fost prima experiență din industrie, așa, un lucru la care nu visezi, tactil, vizual, Să intri cu totul în lumea teatrului și cu ei am lucrat 2 ani de zile apoi, așa că nu o să o iei niciodată experiența aia.
Ia, ce frumos! Deja îmi imaginez. Mai știi exact ce ai creat pentru ei atunci pentru prima piesă? Aveau nevoie de identitatea vizuală pentru un musical care se numea Spaima Zmeilor. Avea niște costume superbe. N-am mai văzut un spectacol la amploarea aia pentru copii de atunci. Și aveau de făcut o carte ilustrată cu spectacolul, toate broșurile, pliantele, stickere. Aveau niște idei foarte frumoase de cut-out-uri. A fost interesant. Și foarte complex, plângeam efectiv în fiecare seară când trebuia să mă pun la birou și să fac ceva, aveam o criză de anxietate pentru că tot sindromul impostorului care mă îmbăiam cu el în fiecare sesiune de lucru. Păi urma să te întreb, imaginează să ai acest tip de proiect atât de complex ca primul tău proiect, e clar că e posibil să, nu știu, să-ți fie foarte greu într-un fel. Da, recunosc că au fost niște ani în care am avut prime proiecte de genul ăsta. Sunt mândră că am trecut prin ele, nu neapărat ce am făcut. E groaznic de copleșitor pentru că acum văd pe Google tot ce am făcut în perioada. Și practic mă judec cu mintea de peste 8 ani de experiență și o judec pe Alexia panicată de data ce putea atunci. Da, dar totuși mi se pare extraordinar. Știi că de multe ori când suntem la început acceptăm tot felul de proiecte care poate nu sunt fix ce ne-am fi dorit noi. Și uite, mi se pare foarte fain că tu ai primit un proiect care te-a lăsat să te dezvolți în felul ăsta. Nu știu, dacă ții câte logo-uri am făcut de branduri care nu mă interesau și nu voiau nimic de-a face cu ce îmi doream eu să transmit, să zic. Câte cărți nasoale n-am făcut și eu după principiul ăsta. E o parte din progres. Ideea e că eu am plecat pe un mindset foarte... Trebuie să fiu un burete. Asta e perioada în care învăț. Încercând să mă documentez un pic despre ce înseamnă procesul ăsta în care tu înveți să faci lucruri. Spun foarte des oamenilor cu care lucrez acum că stilul de ilustrație e ca stilul de scriere. Cu cât mai mult scrii, cu atât mai mult o să-ți formeze o linie. Așteptarea aia absurdă ca în primii ani să ai un stil și să fii recunoscutibil. E și o presiune foarte mare pe care o ai atunci, pentru că vrei asta, dar nu știi cum să ajungi acolo. Și despre joburi, lucrurile de care am ținut cont încă de la început, trăind cu un freelancer în casă, care de 10 ani deja eram pâine, niște chestiuni de principii. Ok, tu ții orice proiect, dar ceri prețul pieței. Iei orice proiect, dar nu accept să faci trecuș din asta de o săptămână dacă nu iese din prima. Și atunci, plecând clar cu niște standarde pe care să le am și eu și să le păstrez, mi-a fost oarecum mai simplu să ocolesc zecile de repetiții sau să intru pe sfera în care fac numai personalizări și proiectele mele sunt pe foarte mult trecuș și stres. Îmi o descri viața acum. Da. Povestește-ne, uite, dacă tot ai ajuns la acest subiect, cum ți-ai descoperit tu stil? Cum l-ai dezvoltat, mai bine zis? Am trecut prima dată prin panica. Ce fac eu aici? Fiind puțin ilustrator în online atunci. Nu trebuie să semene cu nimic din ce fac oamenii ăștia. Mi-a fost foarte teamă. Eu am intrat în piața de ilustrație când era la modă treaba asta cu modelele etno. Motivele tradiționale, basme, chestii. Și am știut clar că trebuie să-i vin, nu trebuie să intru pe filmul ăsta, că inevitabil o să ajung în același loc. Pentru că ești foarte influențabil la început. Și apoi am avut faza de Pinterest, pe care au toți ilustratori. Dar m-a ținut puțin. M-a scos din ea faptul că făceam și social media și atunci comunicam în mai multe feluri. Dar stilul propriu zis, cred că mi l-am găsit după vreo 5-6 ani. Adică acolo unde să mă simt eu confortabil și să simt că oricărui proiect pot să-i aduc nota aia personală care îl face cumva recunoscutibil, cel puțin în piața de la noi. Și cum îți găsești tu inspirația? Eu, dacă mă gândesc la tine, să zic, ca artist, îmi vin în minte acele păsări foarte frumoase. Am văzut că ai una pe site, nu mai știu cum se numea, dar era și o pasăre, era și ceva cu galaxie și mi-a plăcut mie foarte mult. Și apoi și flori și tematică botanică. Cum ți-ai găsit tu interesul pentru aceste teme? Cred că mă plictiseam în București când am început să fac chestii botanice. Îmi dădeam seama că voiam să mă distanțez un pic de ilustrația, de fapt obosisem în industria aia și obosisem cu ritmul și cu ce trebuia să fac. N-aveam foarte mult joc și voiam să mă duc către o ilustrație mai serioasă.
unde te duci, te duci către elementele botanice și încerci să ilustrezi în direcția aia, să înveți un pic de tehnică. Aia a fost cu botanice, le-am trecut repede, așa că păsările au venit în perioada pandemiei. Nu existau mașini, era o primăvară absolut superbă în care eram prinși în case și când ieșeam, puteam să observăm tot acest păsăret în București care se lăfăia în toate grădinile de bloc și acolo a pornit povestea cu păsările. Și odată ce am luat decizia tot în primăvară să ne mutăm la țară, la sat, am avut contact cu sălbăticia, cu păsările. Altă categorie, trecând de la vrăbiuțe și grauri la pupăză și uliu, e drum lung. Cum a fost pentru tine să iei acest tip de decizie și sunt curioasă dacă ți-a influențat arta sau business-ul, mă refer decizia de a te muta? Decizia de a mă muta venea pe un fond în care explorasem ca tot ce puteam la nivel de comunitate în partea asta de ilustrator. Simțeam că nu-mi găseam loc în București oricum, pentru că atunci când intri în industrie la început, vrei să fii parte din toate bisericuțele. Ai senzația că așa funcționează lucrurile și asta o să te ajute incredibil de mult pe plan artistic. Am experimentat treaba cu bisericuțele, am văzut cam cum sunt dinamicile și mi-am zis, ok, nu mă ajută ieșitul ăsta la cafea iurea, trebuie să stau acasă să lucrez. Și în vibe-ul ăsta ajuns să fie și soțul meu. Publicitatea vine și ea cu același stres, același networking și am plecat amândoi. Niciunul nu a stat mai mult de 4 zile la țară până să vină aici la casă. Adică așa cu capul într-o baltă neștiinsă în noți. Tot ceea ce simțeam că nu-mi oferă orașul și toate blocajele pe care le simțeam, aici m-am descotorosit așa de ele. Am format niște rutine. Cam asta. Eu nu știu dacă m-a ajutat la nivel de business, pentru că eu nu mi-am băgat degetele în partea asta de târguri, de comunitate 1-1 până anul ăsta. Așa că nu știu ce să-ți spun. Explozia asta cu business-ul pe printuri de artă și shop online a fost absolut minunată în perioada de pandemie. Comportamentul oamenilor s-a schimbat și raportul lor cu produsele, cu experiențele, e complet altul față de cum era în pandemie. Și atunci nu mai poți să te gândești la brand, pentru că brandul evoluează și tu odată cu el. Nu mai poți să zici că a fost mai bine atunci decât acum, pentru că atunci era altceva. Mă gândeam la partea asta pe care ai spus-o, că brandul și cumva business-ul tău se schimbă, pentru că la fel simt și eu într-un fel că, poate nu neapărat comparat cu pandemia, dar au fost niște momente în care zic, wow, ce bine mergea X lucru și acum de ce nu mai merge și cumva mi-e greu să îl pun și în context. Și să zic, păi da, dar atunci, uite, că era o altă situație. Aici intervine capul meu de wannabe antropolog. A fost un impact foarte mare și am mai vorbit și eu cu oameni care și-au lansat afaceri puțin înainte de pandemie. Scopul meu cu shop-ul atunci când l-am lansat serios în perioada 2019, să zic, a fost să-mi plătesc rata la casă și ajunsesem să o plătesc de 2 ori atunci. Acum stăteam și mă gândeam ce se întâmplă, munca mea e aceeași, comunitatea crește, se întâmplă niște mișcări și am făcut un pic de research. Hai să ne facem cadouri că stăm în casă, hai să facem niște experiențe că ne-am săturat să stăm în casă și să ne cumpărăm. Da, are foarte mult sens și mă ajută cel puțin pe mine, poate și pe cei care ne ascultă, să vorbim cu cineva și să zicem, a, ok, deci nu e doar la mine, bun. Nu. Doar la voi și la noi toți este plasa în care pici iei decizia atunci pentru acum. În sensul că îți fixezi niște țeluri și apoi te frustrezi dacă nu ajungi la el. Dar noi, it's not on us. Și îmi dau seama că până și eu funcționez la fel. Adică dintr-o stare de vreau să-mi cumpăr chestii, să-mi fac casa, nu știu cum. Am trecut în sfera în care vreau mai multă conexiune. Fie că o caut într-un club de carte, fie că o caut prin business cu atelierele, fie că o caut în comunitate cu newsletter. E o căutare din asta de experiență umană. Uite, dacă tot am ajuns la acest subiect și vorbeam de experiențe, povestește-mi cum ai gândit tu atelierul tău. Ce experiență vrei să le dai oamenilor? Am încercat să mă gândesc de multe ori cum aș putea să prezint atelierul ăsta fair. Pentru că eu vin într-o zonă în care, la fel,
la nivel parasocial, oamenii cred că e foarte delicat și finuț, așa, și slow life. Și la atelierul meu de 4 ore n-are timp să respire. L-am gândit ca pe o experiență care să te tulbure. Ce am vrut să fac este să arăt oricui că poate să deseneze. Și cum fac asta este cu foarte multe teorie de desen. Măsurăm, facem toate bazele de desen în 2 ore. Și după panica aia de la început, când văd foaia goală, treci prin faza în care ai un cerc și un triunghi și te panichezi, treci la faza de linii. Și când liniile alea încep să aibă sens, toată lumea este într-o stare de miracol. Iar eu mă hrănesc din treaba asta. Atunci le-am spus, după o oră și jumătate se aude oftatul ăla de yoga, știi, când încerci să te întinzi un pic și nu mai poți. Și apoi toată lumea respiră ușurată. E mai puțină pictură decât se așteaptă oamenii, pentru că ilustrația de poză și ilustrația pe care eu o fac are mai multă legătură cu studiul subiectului, așa că încerc să vorbesc foarte mult despre cum vedem subiectele, cum facem research, cum ne aplecăm atenția către detalii și ce vrem să reprezentăm, cum nu copiem referințele, pentru că văd pe oameni că la final sunt impresionați că au trecut prin procesul ăla. Dacă deja sunt ilustrator, este foarte fine vibe-ul că au învățat ceva nou sau să se raporteze altfel la un subiect. Și mi-a fost foarte frică să intru în povestea asta pentru că I'm not a people person. Îmi creează multă anxietate, simt că dau foarte mult din mine și am nevoie de perioade de recuperare, dar cu toate astea a fost cea mai bună mișcare pe care puteam să o fac. Chiar citisem un feedback, cred că la tine de pe site, al atelierului și pe lângă experiența în sine, oamenii spuneau că, uite, poate nu s-ar fi așteptat de la ei să poată să deseneze atât de frumos. Pentru că desenul nu e talent, e muncă și matematică și ochi. Spune mai tare pentru cei din spate. Nu e talent. Problema e când ilustratorii la început sau artiștii la început pleacă pe ritmul ăsta, pentru că dacă ei chiar sunt talentați, desconsideră cumva bucățelele astea. Mie mi se pare extrem de importante pentru că toată teoria te ajută să faci artă și tot exercițiul te ajută să faci artă. Un lucru fain în atelierele astea este că din experiența mea de autodidact, autodidactul poate să identifice niște blocaje în ceilalți oameni care n-au pregătire academică sau chiar dacă o au, îl vezi cum pictează, știi clar dacă acasă folosește acrilic în hobby-ul lui. Și te gândești, vreau să-l blochez aici sau cum îl ajut să picteze în așa fel încât să-i potențez ceea ce el face și poate să-și pună în valoare modul în care desenează sau în care vede lucrurile. Mi se pare foarte frumoasă această abordare, mai ales că nu știu dacă tu, dar eu am crescut cu genul de profesor de desen care, țin minte și acum, am fost traumatizată de această experiență. Deci după ce am fost la un curs și am făcut eu desenul, cât de frumos am putut eu și eram chiar mândră de el, a venit profesorul și spune, da, uite, îi mai trebuie câteva chestii și mi-a luat pensula și a făcut așa 2-3 și eu vedeam în fața mea cum mi se distruge desenul și, a, da, acum e mai bine. Și, bineînțeles, mi-era rușine să-i spun că nu eram în poziția de putere în acel context și mă bucur să văd că sunt ateliere care susțin ceea ce vrei tu să faci. Mie mi-ar fi extrem de ușor să le dau tuturor în același model și să zic asta, spictăm asta și rezultatul trebuie să arate așa. Referitor de ce zici tu, e un exemplu pe care îl dau aproape la fiecare curs. În liceu am avut un atelier de pictat în acuarelă. Era ceva nou pentru noi. Noi făceam numai desen în grafit, eram cumva secție de design industrial, nu aveam nicio treabă. M-a lăsat profesoara mea, cred că este primul și singurul mentor pe care l-am avut în viața mea. M-a lăsat 6 ore ca o panseluță. Am pictat acolo cu niște pensule așa în tușe, micuțe. Foloseam acuarela ca pe gouașă. Și după ce am migălit eu acolo, după vreo 6 ore, m-a rugat să iau un pahar de plastic din dulapul cu materiale și o pensulă de garduri. L-am umplut cu apă și foarte drăguț și natural, mi-a luat pensula aia de garduri și mi-a șters toată acuarela, pictată ca pe gouașă cu strat gros. Și mi-a zis, ok, următoarele ore o să pictez cu pensula asta. Și într-adevăr, mi-a venit să plâng. La final, mi-am dat seama ce voia să spună, pentru că mă hiperfocusam pe detalii.
Mi-ar plăcea să te întreb, spuneai tu la început că foarte importantă pentru tine este comunitatea pe care ai creat-o și cumva ăsta este felul în care comunici tu cu publicul tău. Și sunt curioasă cum s-a întâmplat asta. Știu că pentru mulți dintre noi social media este așa un mare semn de întrebare, vrem să facem, dar parcă nu primim acel feedback pe care ne-l dorim. Pentru mulți creativi este un lucru extra de făcut pe listă, pentru că poate vrem să pictăm și atât. Nu vrem să mai stăm, să răspundem la comentarii sau să facem postări sau... Nu știu, spune-mi pentru tine, cum se vede de partea cealaltă o comunitate atât de strânsă și atât de frumoasă ca cea pe care ai creat-o? Ideea e că, iar vorbim de două contexte diferite, că social media din 2023 n-are nicio treabă cu social media din 2012, când am început eu, de fapt, să postez pe internet fotografie. M-ar intimida și mă intimidează și pe mine în 2023 ce se întâmplă. Nu pot să fac față, am mai spus-o public, către comunitate am zis-o, nu pot. Și acolo a rămas. Am încercat să mă adaptez în alte feluri. Dar în 2012 oamenii pur și simplu funcționau încă pe bază de forum și Deviant. Era un Deviant art mutat în Facebook. Și atunci vii cu altă bază, vii cu alt raport. Sunt foarte mulți oameni în comunitatea mea care vin din Deviant art sau din Facebook. N-am făcut nimic special, pur și simplu am început să postez pe net lucruri și oamenii au legat o legătură foarte strânsă cu un tânăr care e foarte vulnerabil. Pentru că vorbeam foarte mult despre freelancing și despre deciziile pe care le iau. Bineînțeles, cu limbajul ăla că te iei cu mâinile de cap când îți apară non-memories, știi ce scriai, dar au rezonat cu asta și au creat o legătură de simpatie, cred, și curiozitate. Unde o să se ducă? Ce o să se întâmple? Cum evoluează? Cred că pe asta s-au bazat primii ani, pe curiozitatea oamenilor. Acum, în schimb, dau mult mai mult de importanță, sunt mult mai conectată la ce se întâmplă, chiar dacă interacționez mai rar și mai puțin, încerc să fac de calitate și să vin cu ceva, pentru că oamenii nu rămân lângă tine dacă nu vii cu ceva. Întrebarea mea era, dacă tu la început ai spus că a fost importantă vulnerabilitatea și felul în care te-ai deschis în fața publicului și ai spus, uite, astea sunt provocările prin care trec eu ca antreprenor la început de drum. Acum, cumva, din perspectiva în care ești, pare foarte ușor să fii vulnerabil pentru că știi cumva că povestea ta nu neapărat că are un final fericit, dar merge înspre bine și nu mai ai provocările pe care le-ai avut atunci și poți să privești așa cu o perspectivă. Da, pe mine mă ajută foarte mult în continuare și asta. Mă folosesc de vulnerabilitate ca un soi de scut, deși sună contraintuitiv, cred. Vulnerabilitatea pe mine mă ajută să cresc conexiuni, pentru că frica mea e și frica cuiva de acolo. Și de ce să nu ne unim în frici? Adică de ce să pretind că e mai ok? Oricum oamenii își fac în zona asta de parasocial, își fac ei filmul lor despre cum ești tu și ce s-a întâmplat de fapt. Dar nu am putut niciodată să fiu, să-mi asum cumva poziția asta, că ok, am ajuns aici, asta a fost. Mă uit mereu în spate, pentru că mi se pare că e foarte relevant pentru oamenii care vin în continuare. Vin cu aceleași frici că nu sunt integrați într-o comunitate anume. Vin cu aceleași frici că este acest vibe de nu ești suficient de bun pentru noi. Vin cu aceleași frici că nu au pregătire poate în domeniul academic și asta nu-i validează. Și mai ales vin cu aceeași frică ca 18 ani și că sunt editori care nu le răspund la telefon să-i ajute în proiectul care sunt împreună. Oamenii au fricile astea, mai ales cei care formează la început. Frica asta de stil este extrem de accentuată în social media, pentru că totul se întâmplă foarte repede. Pe senzația că tu trebuie să crești într-un anume vid, trebuie să livrezi ceva constant. Nu ai timp să te gândești la vulnerabilitatea ta. Trebuie să fii curajos să fii vulnerabil în felul ăsta. Și uite ce spuneai tu, că ideea asta de comunitate în care tu nu ești primit. Cumva și eu m-am simțit așa de foarte multe ori. Și poate și din dorința asta zic, am, fac eu comunitatea mea, mi-au eu jucăriile și fac aici un loc în care toată lumea este binevenită. Știm cu toții, cum ai zis și tu, de sindromul impostorului, de nu sunt suficient de bun, de toți simțim lucrurile astea
Și atunci, hai aici, clubul nostru, a oamenilor care simt lucrurile astea și cumva suntem împreună. Nu suntem unii împotriva celorlalți. Acum da, ai mai multe variante de a găsi o comunitate pe ilustrație în România. Atunci, în afară de Madia Andronic și Ioana Sopo, nu mai era nimeni. Acum, în schimb, dacă intri pe ilustrație România, ai zeci de oameni cu care să poți să vorbești și cu care să poți să rezonezi și cu care să poți să schimbi impresii. Uite, apropo de vulnerabilitate și de felul în care conectezi tu cu oameni, povestește-mi despre newsletter-ul tău, pentru că eu îl primesc la mine în inbox și îmi place să citești. De fiecare dată mă gândesc, wow, când ai tu timp să faci toate activitățile, să citești tot ce ne recomanzi. Încerc să fac ce făceam acum 10 ani pe Facebook. Știi, de asta e foarte organic, am ajuns aici. Mm-hmm. Acum 10 ani pe Facebook, când nu făceam ilustrație, spuneam ce citesc. Sau spuneam unde am fost, sau ce am făcut, sau ce mi-a plăcut. Și odată ce Instagram a introdus stories, eu am renunțat să mai fac asta așa în timp. Nu mi-a mai venit deloc să mai pun nimic pe internet. Și simțeam nevoia, era o componentă în interacțiunea mea cu oamenii, mai ales că eu sunt o persoană foarte singură, să vorbesc, să dau afară. Nu am vrut să merg pe partea de blog pentru că voiam să fie ceva un picuț mai intim și nu eram dispusă să scriu postări foarte lungi despre fiecare chichiță din asta care mie îmi place. Apoi am văzut o postare la un ilustrator că scrie un newsletter și atunci mi-a venit ideea și am căutat un pic pe net să văd ce înseamnă un newsletter, ce cuprinde, cum arată și am încercat să-l fac prima dată în engleză. Am încercat să-l fac și lucrând cu cineva, să am partea asta de business în cap și mă gândeam, ok, pot să folosesc scatul de marketing, first idea ever, pentru cine mă aud acum, dacă aveți asta în plan cu un newsletter, nu-l faceți așa. Tot încercând eu să caut variante, am încercat să lucrez cu cineva să-l traducă, să-mi scrie o jumătate, să fac, să dreg, ei bine, mi-am dat seama că nu se poate și am regândit toată povestea și am zis, ok, eu să-mi dau în fiecare lună 3 zile în care să scriu. Pentru că îmi place să scriu. Nu știu dacă scriu bine sau prost, dar îmi place să scriu. Așa a apărut acest newsletter. Recunosc că toată lumea are senzația că eu am mai multe ore în zi în care am timp să citesc toate chestiile astea. Iar eu vreau să le răspund că nu. Pur și simplu trăiesc într-un surmenaj constant, ceea ce nu recomand. Adică sunt într-o stare de nu fac nimic continuu, deși eu fac constant lucruri. Este problema mea de terapie. Cert e că nu avem televizor acasă. Nu pot să mă uit la filme, pentru că nu m-a prins niciodată. Muzică nu prea ascult, podcast-uri ascult doar când fac curat și atunci nu prea pot să citesc alte lucruri. Prin urmare, timpul pe care îl am pentru hobby-uri este foarte mic. Și atunci ajung să citesc tot felul de prostii de pe internet. Sau cărți. Sau stau și mă gândesc ce fac cu pică mea. Că așa a pornit și suplimentul. După câteva ediții de newsletter mi-am dat seama, băi, toți oamenii ăștia... Eu nu pot să plec de la ideea că toți au copii și pe ei interesează ce fac eu cu fiica mea, știi? Pentru că eu am și un background din asta de experiență cu infertilitatea, despre care am vorbit pe net și nu vreau să fiu insensibilă. Adică dacă ți-ți place arta mea, nu vreau să te oblig să citești despre copilul meu. Și am făcut suplimentul în care am desprins aceste două categorii și este opțiunea ta dacă îl deschizi sau nu. Dar fiindcă acum viața mea este 80% ce fac cu fiica mea, normal că ajunge și în newsletter. Apropo de asta, să știi că documentându-mă pentru acest episod, am citit newsletter-ul tău și zic, măi, uite, niciodată n-am dat click aici pe suplimentul de părinți. Zic, hai să dau click acum. Să știi că e cel mai apreciat. Realmente mă bate umăr pentru că am ajuns la el. Da, să știi că părea foarte interesant și tot așa foarte detaliat și cu diferite experiențe. Chiar mi-a plăcut, adică chiar dacă nu sunt în publicul țintă, tot mi s-a părut interesant așa ca structură și poveștile pe care le spuneai. Nu ești singură, sunt mulți oameni care îmi spun, să știi că eu n-am copii, dar uite, mai citesc așa pentru nepoată mea. Da. Haideți să trecem acum la partea de afacere și aș fi curioasă care este partea ta preferată. Ce ți-a adus în viața ta ilustrația și că lucrezi pe cont propriu și ai propriul tău business? În punctul ăsta în care trebuie să iau decizia să renunț la încă jumătate din ceea ce fac odată cu decizia de a face homeschooling, dau seama că până și ăsta este un avantaj. Eu fac parte din oamenii care au muncit nesănătos de mult, nopți,
surmenaj și burnout-uri. Odată cu fiica mea am renunțat la jumătate din ceea ce făceam ca și volum de muncă. Au fost perioade în care munceam un fel de mult, dar cu cât i-a crescut și nevoile ei au crescut, am renunțat la lucruri. Cum sunt în poziția în care să renunț și o filozofez așa foarte des în ultima perioadă, pentru că și ăsta e un avantaj. Ai muncit foarte mult ca să ajungi în punctul să zici nu mai e cazul să muncesc în momentul ăsta. Ori să ai opțiunea de a selecta mult mai bine munca, să lucrezi ce te reprezintă, să lucrezi ce te face fericit. Nu m-am gândit niciodată că ce fac e un business neapărat, pentru că eu am fost mereu eu în spate. Partea de shop, într-adevăr, am încercat să o gândesc un pic mai strategic, dar mi-am dat seama că nu pot să lucrez nici în ritmul ăla, pentru că, într-adevăr, făceam mai multe ilustrații pe care voiam eu să o fac, dar mă încărcam cu alte responsabilități, cu responsabilități de ordin contabilicesc, cu responsabilitatea de a duce logistica și social media odată cu business-ul, pentru că nu poți să faci business dacă nu ai social media și dacă nu ești constant acolo. Iar eu nu voiam să mai fiu constant acolo, pentru că nu simțeam că mă mai reprezintă nici pe Instagram în luni în care postez odată și trebuie să jonglez cu asta. Îmi permite jocul ăsta fix perioada în care am muncit pe rupte și mi-am creat eu niște valori. Da, e un lucru extraordinar ăsta, pentru că, nu știu, cred că mulți dintre noi și eu inclusiv simt că dacă eu nu fac, dacă astăzi eu nu mă duc la muncă, nu, adică nu deschid laptopul și mă apuc de treabă, nu se întâmplă nimic. E foarte greu să treci de partea asta. Da, nu intră nicio comandă, nu face nimeni vreo postare în locul meu, nu, și dacă am și zile mai proaste sau pur și simplu vreau să-mi iau o pauză, simt cumva că am rămas în urmă și că după aia când mă întorc trebuie să muncesc de două ori mai mult și e ușor să mergi către direcția burnout. Eu sunt într-un burnout constant. Realizez că sunt în burnout, mai ales la nivel creativ. Mă simt într-un burnout sinistru, dar încerc să ies din el prin alte modalități. Încerc să nu pun presiune, să fac ilustrație dacă nu simt că pot, dacă nu simt că am spațiu și timp. Încerc să-mi dau seama că a fi artist nu înseamnă doar să vând printuri în shop, pentru că ajunsesem să cred asta. Lucrând pe nivel autodidact, nimeni nu mi-a zis că sunt artist în școală. Și apoi când ești în industria de ilustrație, carte, oamenii sunt foarte așa cu ilustratorii, tu nu simți că faci neapărat artă. Și apoi cu shop-ul vii cu altă presiune, că tu nu ești doar artist, ești om de business și ai rupt toată fantezia în momentul ăla. Da, presiunea de a fi pe internet, eu am șters-o cu newsletter. Nu știu dacă am șters-o în totalitate, dar mi-am tras foarte mult din ea, pentru că eram anxioasă. Eram anxioasă că fix asta, trebuie să postez, trebuie să fac conținut, trebuie să mă adaptez la TikTok. Trebuie să zici la un moment dat, am încercat tot. Deci nu e că n-am încercat, e că nu pot. Și de ce nu pot? Pentru că de fapt nu mă ajută. Cum pot să fac ce fac fără componenta asta? Dar e un privilegiu care... E un privilegiu și vine cu experiența, cu a fi în industrie. Nu poți să zici asta la început și la început trebuie să tragi. Și dacă ar fi să te gândești la cea mai mare provocare a ta legată de a fi ilustrator, care îi spune că este? Mereu s-au schimbat. La început, cea mai mare provocare este să nu pui presiune pe tine că trebuie să ai un stil. Să nu deschizi Pinterest. Serios. Nu deschizi Pinterest. Pentru că acolo te-ai blocat. N-ai cum să ieși din el. Acum poți să zici asta și despre Instagram, că rămâi în scroll-ul ăla și tu constant înțelegi că de fapt nu poți și se aplică aceeași strategie de nu deschizi Instagram, decât dacă vrei să intri în explore și ești capabil să te detașezi și să vezi efectiv conținutul ăla. Apoi vine provocarea că nu știi ce să faci ca să te exprimi ca artist, pentru că rămâi în bula unor joburi și constant lucrezi pentru joburi. Și cum ești acolo? Îți trebuie un pic de curaj, îți trebuie un pic de experiență. E greu și acolo. Apoi e provocarea asta cu social media, adică vin pe etape, nu pot să zic că e o provocare majoră. Asta cu social media a fost o provocare foarte mare, mai ales odată cu maternitatea, să pot să o integrez. Provocarea de acum este echilibru, este să mă simt și artist și să fac ce vreau la nivel de lifestyle. E o provocare foarte mare.
Îmi dau seama că a fi artist nu înseamnă doar să fac ilustrație pentru shop sau ilustrație pentru client. Parte din arta mea e până și newsletterul ăsta pe care îl fac sau atelierul pe care îl fac sau impactul pe care îl ai pur și simplu prin ceea ce spui și prin ceea ce faci ca activitate completă. În cazul tău, partea asta de comunitate te definește foarte mult. Nu îți definește arta doar prezența pe social media. Sunt mai multe lucruri care se leagă acolo și asta cere nu doar experiență și tehnică, îți cere și un pic de creștere personală. Să fii dispus să-ți dai timp, să te documentezi, să citești, să fii o persoană completă. Da, să știi că ce ai spus m-a atins cumva, pentru că, e adevărat, uneori îmi pui și eu întrebări sau dacă lucrurile nu merg, lansez un produs, nu merge cum aș fi dorit să meargă, zic, păi ce ilustrator sunt eu? Și după aia zic, da, uite, măcar am comunitatea asta, măcar am făcut ceva. Da, eu am făcut o prostie din asta de logistică cu produse și am învățat din ea. M-a încurajat soțul meu să fac niște stocuri de alea odioase. Iar eu știam în momentul capacitatea să fac marketing pentru genul ăla de stocuri. Știam că n-am timp, știam că eram în... Cu totul nu eram acolo. Și am făcut-o. Că a trecut 3 ani de atunci. Încă trag de stocurile, știi? Și am învățat. Ok, și dacă ar fi să te întorci în timp și să vorbești cu Alexia, care terminase liceul de artă și se gândea în ce direcție să meargă, ce sfat i-ai da? Sau poate cuiva la început de drum, cum ți-e mai ușor? Nu se uite pe Pinterest. Cred că asta să-ți dea timp. Eu asta am scris și newsletter-ul în ultimul newsletter. Mi se pare că e ceva ce nu se zice suficient de mult. Nu ți se zice nici din familie să-ți dai timp. Dar mi atunci când ești într-o industrie sau la început într-o profesie. Iar asta e o profesie în care trebuie să înveți statutul ăsta de artist. Ok, oricine poate fi artist. Dar artist cu ceva de spus, concret, poți fi în momentul în care ai ceva de spus. De asta presez mereu pe Pinterest, pentru că pentru mine e definiția de a prelua. Da, eu când intram pe Pinterest, intram într-un fel de cerc așa vicios în care nu vreau să mai fac nimic niciodată pentru că nu pot să fac atât de frumos cum fac oamenii ăștia. Și atunci de ce să mă mai chinui? De ce să mai fac ceva? Pentru că oricum nu voi putea face la fel de bine ca ei, e clar. Și îmi răpea această bucurie de a sta și de a crea pentru că intram în sindromul impostorului, cine mă cred eu? Da. Și de asta zic, nu e ceva ce zic dintr-un rol de superioritate, este pentru că am fost acolo și am intrat în spirală. Și atunci cu partea asta de business și ilustrație, păi dacă intrai în momentul ăla, și acum, dacă intri în comunitățile astea de small business și ești la conturile cu cifre mari, nu vrei să mai faci nimic. Nimic nu vrei să mai faci. Vrei să pleci de acolo, să-ți închizi contul și faci la revedere. N-ai cum să-ți găsești motivația așa. Hai să mergem acum la rubrica Reușita săptămânii. Reușita săptămânii. Reușita din această săptămână vine de la Mândruța, care ne spune: nu am răspuns la mesaje în timpul vacanței. Ce sentimente ai tu? Felicitări! Da, e foarte fain să nu răspunzi la mesaje când ești în vacanță și, în general, să nu răspunzi la mesaje când ai chef. Aș duce-o până acolo. Pentru că eu am momente când vreau să răspund la mesaje la 1 noaptea, că e momentul meu de downtime. Aduc și eu aminte prima vacanță în care mi-am luat o vacanță înainte de vacanță, am stat acasă câteva zile să intru în spiritul de stat și aia a fost cea mai mișto vacanță. Încă sper la încă una care să o replice. Așa că felicitări! Și uite, dacă tot ai menționat, dă-ne 2-3 tips and tricks pentru vacanță de acasă. Pentru că eu simt că dacă mi-aș lua o vacanță acasă, nu aș putea, mai ales că eu nu prea am hobby-uri care să nu includă munca. Adică tot la mine, orice fac ca să mă relaxez, zic, a, păi uite, să mai lucrez la proiectul ăsta pe care l-am lăsat, că n-am avut timp, că făceam alt proiect. Nu sunt omul care să facă asta și îmi pare foarte rău că nu pot să trăiesc și nu pot să dau tips and tricks. Ideea e că am învățat să-mi iau energie din muncă, extrem de toxic. Vara, când e perioada de vacanțe, dacă am timp liber, adică timp în care nu lucrez, pentru că eu așa consider timpul liber, este că stau cu fiica mea și atunci aia nu e vacanță. Adică mă bucur de timpul ăla, dar nu pot să zic că mă relaxez. Nu știu să-ți spun. Cred că o vacanță de acasă este, în primul rând, o vacanță cu zile în care îți asumi că te adaptezi la vacanță. Nu ai cum să sari direct în mod de vacanță. Astăzi am terminat munca, de mâine sunt în vacanță. Asta fac oamenii care merg la birou.
Și la un moment dat nu se mai duc la birou. Să fii turist în București în weekend este foarte mișto. E să ieși în oraș fix în punctele turistice pentru că toată lumea zâmbește și te bagă și pe tine în starea aia de zâmbet, știi? Dacă te duci în timpul săptămânii, cum facem noi freelancer, adică zicem, lasă, nu mă duc în weekend, că e toată lumea acolo, mă duc lunea. Nu, te duci când se duce toată lumea, ca să fii și tu pe același vibe cu ei. Deci asta aș face. M-aș duce pe calea Victoriei, sâmbătă seară, să mănânc înghețată cu toată lumea, ca să pot să mă simt în vacanță. Foarte frumos, mulțumim mult, Alexia. Spune-ne, cei care ne-au ascultat și poate încă nu te urmăresc, dacă e cineva, spune-ne unde te putem găsi. alexiaodriște.ro și Alexia Odriște peste tot. Mulțumim foarte mult, Alexia. Mulțumesc și eu. Acesta a fost episodul din această săptămână. Sper că v-a plăcut și sper că v-ați bucurat de el. Așteptăm cu drag comentariile voastre pe Instagram, pe YouTube și pe Spotify și dacă tot sunteți acolo, nu uitați să vă abonați la canalele noastre Afacerea mea creativă. Vă aștept cu drag și săptămâna viitoare la un nou episod.